Neața lume, continuăm Naruto și Puden cu episodul 73, direct de la poza asta, cu Hidan care s-a trezit că nu lăsa Kakuzu să-și facă ceremoniile în ordine și sus mâțul lipit pe tavan. Apare zețul din pământ, mă, și le zice, bă, se pare că a terminat treaba, da? Hidane, mai lasă-mă cu ritualurile alea ale tale. Păi, bă, n-auzi că n-am ce să fac, frate, sunt înconjurat numai de a te. bă, nu mai poate omul să se roage în lumea asta, mă, gata, veni război repede. Nu e, mă, zice zețul, când ești singur și trist, singurul om în care poți să ai încredere ești tu și atât, nu există altcineva. Na, zice că greșit banii, bă, banii, tot ce contează, bă, bani poți să ai încredere mereu. A, păi da, normal, zice Hidan, că din cauza ta suntem noi în urmă cu vânarea de ginciuric, că stau după tine să faci misiune secundare ca să iei bani. Păi și eu ce să fac, E Eu ce să fac? Dacă te-am luat în echipă cu tine, că ai zis tu că bro, că religia e foarte profitabilă, să vezi câți bani facem. Ăsta, Kakuzu, are treabă cu finanțele lui Akatsuki. Știi, toți banii la el, normal că e disperat după bani. Banii sunt importanti zice Zetsu. dar cel mai important, hai dați drumul după următorul cinciuric. O să mă ocup eu de două cozi. Și acum îl vedem pe Naruto cu băieții lui la antrenament. Bă, Naruto, ești sigur că ești ok? Că nu ce ai din spital. Bă, lăsați-mă prostile cu spitalul, Să ok, n-am nimic. Hai să înceapă antrenamentul. Bine, mă, dar înainte să înceapă antrenamentul, vreau să confirm că ai reținut ce ai învățat. Bă, lasă prostile, dă ceva nou, bă. Vreau să fac super ultra deluxe Rasengan sau special Naruto Uzumaki Rasengan, stilul vântului, rup tot, sparg tot. Ha, Naruto mai obosit, zice Yamato. Pe de asta a venit aici ca să ne antrenăm, mă, să schimbăm chakra naturii, nu? Hai, mă, arată nici nouă ce ai învățat. Bine, mă, na. Multi Shadow Clone Jutsu, ia frunza, o bagă în palmă. Hă, rupete frunză. Și s rumă. S-a rupt la toți. A spart asta clone, Nimă ca ca și ce zici. Ha, ha, îți place, îți place. Și a Că toată oboseala imediat vine peste el. Dar Yamato îi zice, bă, de ce a făcut multi și adău Că tu ai zis doar să-ți arate dacă e ieșit tăierea de frunze, Nu trebuia să facă toate clonele să-ți arate cu toate. Păi, da, mă, dar asta e stilul lui Naruto. No, aici ce să faci. Tru și asta. Toate clonele sau niciuna. Ca mergea cu harta în față. Hidan după el am ajuns, am ajuns, mai avem, mai avem. Bă, da, e disperat. pe păi, da, am urcat la scări de masătura, mă, nu mai vreau să mai urc și dacă nu-i niciun ginciuri aici, și am urcat degeaba. Bă da, ciodată, vrei să te omor? de parcă ar avea ce să facă. sunade a zis că, bă, ăsta e cel mai bun plan pe care l-am. Ia foaia asta și zune, bă, tot ce scrie aici și dă drumul la treabă. Bine, o așa face. S-a trezit Ia i-a zis că aca și bă, hai că mai continuăm antrenamentul ăsta după ce îți revii mai mult. Bine, și ce o să fac în continuare? Bă, în continuare, uite, trebuie să tai apa asta. Cum o să tai apa ce ai? Da, mă? trebuie să tai cascada aia în două. N-ai cum, mă. o să și așa Dar, dar, zice și după ce reușești să faci asta, o să poți să-ți folosești nu noul să în bătălie. Wow, cacaș. Bă, pe bune, mă. Mamă, ce tare. Dă-te încolo, pe atunci, gata, mergem, facem. <laughs> cacaș și mirat. Bă, nu vine să cred că Naruto ăla, care era prostul clasei, a ajuns să creeze atât de repede o schimbare în chakra naturii. Interesant. Se pare că antrenamentul ăsta este un mare succes. Și acum, bineînțeles, stilul lemnului creează Yamato aici un pod între doi copăcei. Naruto acolo se te de acum înainte. Și ăsta direct să plece. Stai, mă, așa că mai întâi trebuie să-l punem pe Yamato să se țină la vulpe, nu? Începe asta să-și facă stilul lemnului. Yes, aici câinii ăștia ce naiba sunt de lemn, cu semnul ăsta în mână, pregătit și gata de luptă, Naruto dezbrăcat să intre să taie apa, uite-te la ea. au te numai pachete ce ai, <gântări> Numa pachete. Și stătea acolo sus cu clonele lui. Vă cineva să facem să formăm o imagine mentală în care tăiem cum am frunza, tăiem și apa. Nu, nu-i mare lucru. Și haideți, mă, băie, să dăm drumul la treabă. Dar nu mergea. Îți dai seama dacă mergea din prima, chiar că geniu. Și na, tot încerca Ce hai să-i dăm, hai să-i dăm. Yamato zice, bă, cred că o să dureze o perioadă până face asta. Sakura, sai se uitau, mirați, nu mă, la Naruto ce se antrenează aceea. După aia Sakura s-a dus și a cumpărat niște ingrediente ca să-i facă niște pastile medicinale lui Naruto. Sunt sigur că e disperat după cum îl știu eu și o să stea numai pe antrenament și după aia obosește de moare și o să-i dai o pastile astea să vezi ce, ce revine. A început să se pună ploaia, muncea Naruto și pe ploaie, după aia și soarele îi dădea pe orice condiție meteorologică, nu stând la discuții, bă. Și supărat aici, a zice, bă, dar nu mergem. Caca și a făcut o bancă. Nu vezi? <laughs> ce înseamnă să ai relație la un prieten care știe să dea cu lemn, Bă, și unde a ajuns ca cu Hidan la Templu de Foc. Filler, filler, da. Vezi că uite, are treabă și aici. Bă, e sigur că e un cinciuric aici. Bă, nu știu, dar îți șanse destul de mari că ăsta nu e un templu obișnuit. Își face Kakuzu cu de armament pe stânga și bam, sparge porțe într o lovitură. Între timp, ăștia la Templu. Bă, cineva ne-a distrus porțe de fier. chemați repede pe Ciricu. Hidan zice, bă, ăștia nu cred că par să se convertească la religia mea. leu după parpalacele lor, ăștia sunt din Akatsuki. Domnule Ciricu, avem în vadator. Cine sunt? Din Akatsuki. A, știam eu că o să vină ziua asta. Da, du-te, cheamă pe toată lumea că vine o să-i bat. Bă, și le ia să ciric în față. Kakuzu îi zice, vezi că ăsta are 30 de milioane recompensă pe el în bingo book. Bă, ești nebun? Bă, tu m-ai chemat până aici pentru bani sau pentru ginciurichi? Bă, tu tași din gură. <laughs> că banii deschid toate ușile, mă. Vezi că templul focului este cel mai puternic templu din tărâmul focului. Pentru că are aici călugări Shaolin care au putere specială numită Gift of the Sages. Și uite ăsta care ne-a ieșit în față, a fost membru din cei 12 ninja gardieni. Bă, ești nebun atât de bun e ăsta, mă? Ai grijă, Hidanex ar putea să mori. Du-te, de aceea nu există. Și acum începe ăsta să formeze statuia lui Buddha și îl ia pe Kakuzu pe 40 de pumni. Plecau pumnii din Ciricu cu bam direct în gură la Kakuzu. După aia Hidan să sare pe el, bam, nu mă pumni în gură și lui ăsta. Gata, mă, vă îngrop, zice Ciricu. Ce să îngrop tu, bă, că ești din altă religie. Lol. S-a supărat Hidan, a zis, ce naiba m-a venit până aici, asta nici măcar nu e ginciuric. Pot măcar să-mi fac ritualul pe el? Fă mă ce vrei. Da, ai grijă cu corpul ăsta să nu-l nenorocești prea mult, că trebuie să luăm banii de pe el. Și s-a dus Hidan înspre el, bă, vezi că ciricul de la Templul Focului nu o să piardă în fața voastră. A plecat o mie de pumni și după aia ne arată iară Hidan care dormea mort, înjunghiat. Bă, se pare că n-a fost niciun ginciuric aici. Hai să mergem la următoarea locație. Nu, nu, mai întâi și mai întâi trebuie să iau corpul ăsta să-l dau la schimb pe recompensă banii prima oară și după aia misiunea. Și se pare că a mai scăpat un călugăr, că uite era aici după lemn și zice, mamă, trebuie repede să mă duc la Konoha să le zic. Hai mă, să mergi în hidane, că tărâmul focului e destul de mare. Avem de mers pe aici așa. Păi și cine-i de vină că tot facem ocolișuri de astea? Tu, cu banii tăi. N-ar o strigă la Kakashi. Bă, dar nu crezi mă că mi a trebui mai multe clone să mă antrenez? Că e cam puține astea. Nu mă, că trebuie multă ceacră dacă vrei să tai uh, cascada, știi? Și cu cât faci mai multe, cu atâta mai puțină ceacră și de aia. Plus că nici nu avem une să pune mai multe clone, că nu i chiar atât de multă aici. Da, mă, dar zici și mie o șmecherie ceva că nu merge, nu vezi că nu merge antrenamentul ăsta. Și zice că ca și bă, fii atent, antrenamentul ăsta de obicei durează câțiva ani. În condiții normale ar trebui să ți ia șase luni ca să poți să tai o frunză în două. Și tu ai făcut asta în câteva ore. Câteva ore noi care ne uităm de 40 de episoade aici. Progresul tău este foarte rapid, e chiar peste așteptări. Gândește-te că unui geniu cum e Sasuke a luat câteva zile ca să învețe schimbarea naturii pe fulger ca să facă cidori. A, poate atâtea a trebuit lunarul, tu a zis, bă, păi da și eu vreau să-l ajung din urmă pe Sasuke. Dă, mă ajută mă și pe mine. Te duce repede ca și la Yamato, îi zice ceva la ureche. Bine, mă, dacă așa vrei tu. Și începe ăsta să dea drumul la cascadă. Masiv cascadă și după aia din copacul ăsta face, na, alungește podul. Ia și joacă acum cât i-a făcut cascada și podul. Yamato a fost greu să faci toate astea. Ah, nu. Nu. Nu, ce ai ce ușor a fost să scot mai jutsu elemental aici. Și ce ca și ia mă nartu, na, ca să nu mai te plângi, na, apă, na, pod, ia și fă clone. Direct, multi shadow clone jutul nu stă la discuții, s-a umplut bărna de clone și așa s-a terminat episodul. Dar vezi că e și mai bine și mai rău cu chestia asta, care mai multe clone acum, deci experiența s-a multiplicat cu, nu știu, ori 100 sau câte a făcut, dar are și mai puține chakra în corp ca să țină mereu constant chakra schimbată în vânt ca să taie cascada, dar și dacă ia o dată la unul iară, se sparge și asta la toți. Important e că acum mai mult apă, mai mult pod, mai multe clone. Totul mai mult. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Like, share, subscribe, comentariul la Blanao și ne-au de mâine cu următorul clip.